Binecuvântat să fie Domnul. Frați și scoli, este ziua de 30 decembrie și eu cred că Dumnezeu a hotărât această zi de 30 decembrie, sfârșit de an, cu acest text. S-a vorbit două luni despre Iov, despre neprihănitul Iov. Și ca de fiecare dată, la sfârșit de an, începem să ne calculăm ce am făcut bun, ce am făcut rău și să ne facem o verificare. Și interesant cum se potrivește ziua aceasta de sfârșit de an cu textul acesta, cu pocăința lui Iov. Tare bine ar fi dacă pocăința asta lui Iov ar fi și în viața noastră ca la sfârșit de an. Și după pocăința lui Iov, la început de an ar fi bine să fie reabilitarea. După pocăința noastră ar fi bine ca început de an să începem cu reabilitarea noastră înaintea lui Dumnezeu și cu propășirea noastră din nou înaintea lui Dumnezeu. Cam așa se sfârșește anul acesta cu acest text, cu pocăința lui Iov. Astăzi avem această temă despre care vom vorbi și când mi-am văzut textul pus în față despre pocăința lui Iov și două luni la rând să se propovădească despre neprihănirea lui Iov, despre cât de bun a fost Iov, cât de neprihănit a fost Iov, am rămas la o încurcătură mare. Și am spus, ce aș putea să propovădesc despre pocăința lui Iov? Un om neprihănit, despre care spune Dumnezeu. Un om neprihănit se laudă cu el în fața diavolului. Și rămâne o întrebare mare pentru noi. A avut Iov încă să se pocăiască? A mai trebuit Iov încă să se pocăiască? Trecem la noi. Mai trebuie noi încă să ne pocăim? Mai avem noi, mai cabe încă în viața noastră pocăință? Mai este nevoie în viața noastră și eu, după cum am gândit eu, sigur, a avut undeva de la 60 de ani încolo. La această vârstă cu care începe cartea lui Iov. Din diferite motive. În primul rând că în Israel majorat era la 30 de ani, apoi îi spune că a avut 10 fii și când erau ei mari începeau să-și dea o specie unii la altora, unii altora, automat a trebuit să aibă undeva la peste 50 de ani, 60 de ani încolo. Și la 60 de ani de pocăința lui Iov, încă el mai trebuia să se pocăiască. Și eu cred că dacă acest om neprihănit pe care scoate Scriptura în evidență, a avut nevoie de pocăință, îl întrebam pe fratele Trifan aici, a mai avut nevoie Iov de pocăință? Fratele Trifan mi-a spus, zice, noi și mai mult. Așa este. Noi avem nevoie de și mai multă pocăință decât Iov. Pentru că, probabil că suntem mai slabi. Suntem mai mici în pocăință ca și eu. Frați și surori, m-am gândit să scot în evidență acest om, din acest om mare, acest exemplu mare, niște atitudini corecte pe care el le-a avut în viața lui. Față de Dumnezeu, față de oameni, și aș vrea să parcurgem viața lui de atâția ani pe care el i-a avut până când s-a scris această carte și să vedem că noi se potrivește foarte bine cu viața oricărui creștin. Viața prin care trecem noi este asemănată în multe împrejurări a vieții noastre cu Iov, cu acest creștin pe care îl întâlnim în Sfânta Scriptură. Și fie în străinătate, fie în România, se potrivesc exemplele pentru fiecare creștin aproape. Și ar trebui noi, ca și creștini, să învățăm multe și multe de la acest om mare a credinței. Iov este un personaj care merită să fie luat în considerare de noi, de biserică, ca să putem învăța
cum a acționat el, ce atitudini a avut el în deosebite situații grele, circunstanțe grele ale vieții pe care el le-a avut în viața lui și prin care noi, ca și creștini, trecem. Frați și surori, în capitolul 1, dacă ne uităm, o să amintesc câteva circunstanțe grele și atitudini benefice, atitudini bune pe care Iov a știut să le aibă în aceste circunstanțe grele ale vieții și pe care noi, ca și copii al lui Dumnezeu, până la sfârșitul vieții, ar trebui să le avem. Iată circunstanțele pe care el a trecut. Eu am scris numai câteva, ca să nu prea multe, deși ar fi mult mai multe. Eu mi-am notat numai 5, însă ele ar fi mai multe. Relația lui cu Dumnezeu și atitudinea pe care el o are față de Dumnezeu în circunstanțele vieții. În capitolul 1 spune cuvântul lui Dumnezeu că Iov era un om fără prihană înaintea lui Dumnezeu. Iov era curat la suflet. Iov se temea de Dumnezeu. Iov se abătea de la rău. A avut Iov o atitudine corectă față de Dumnezeu? Eu cred că da. Care este atitudinea ta în relația ta cu Dumnezeu în fiecare zi? Rămâne să-ți răspunzi. Apoi, trecem la o altă atitudine corectă și frumoasă în circunstanțe grele în care eu a trecut și o atitudine bună și plăcută în legătură cu familia. Spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 2 din capitolul 1, i s-a născut 7 fii și 3 fete. În versetul 4, se duceau unii la alții, unitate, familie. În versetul 5, Iov sfințea pe fiecare din fiii săi responsabilitate înaintea lui Dumnezeu față de familie. Mă întreb, a avut Iov o atitudine corectă înaintea lui Dumnezeu și față de familia lui? Exemplu pentru noi, pentru fiecare familie, să avem o atitudine corectă față de familia noastră, să ne asumăm responsabilitățile înaintea lui Dumnezeu. Să știm să-L prezentăm fiecare copil înaintea lui Dumnezeu. Facem noi la fel? Dumnezeu să ne ajute. A treia atitudine corectă pe care Iov o are și ar trebui noi să o avem în viață față de avere, față de bogății, față de ceea ce Dumnezeu ne dă ca să administrăm în lumea aceasta. În Iov, în capitolul 1, versetul 3, Iov și averile sale, spune cuvântul lui Dumnezeu așa, avea 7.000 de oi, 3.000 de cămile, 500 de perei de boi, 500 de mătărițe, un mare număr de slujitori, cel mai cu vasă din răsărit. Iar în Iov, în capitolul 29, David, te rog să pui, Iov, capitolul 29, versetul 16, să vedem ce atitudine a avut el față de bogății și față de semenii lui. Atitudine pe care a trebuit să o avem și noi, în situații grele, când trecem. Celor nenorociți, le eram tată și cercetam prișima celui necunoscut. Versetul 24 până la versetul 16. 12, de la versetul 12 până la versetul 16. Așa. Căci scăpam pe săracul care cerea ajutor și pe orfanul lipsit de sprijin. Versetul 12. Binecuvântarea nenorocitului venea peste mine, umpleam de bucurie inima văduvei, mă îmbrăcam cu dreptatea și slujeam de îmbrăcăminte. Neprihănirea îmi era mantaua și turbanul. Orbului îi eram ochi și șchiopului picior. Versetul 24, acesta l-am citit, versetul acesta, versetul 24 și 25. Când i se muia inima, le zâmbea și nu puteau izgoni semnătatea de pe fruntea mea. Am plăcea să mă duc la ei și mă așezam în fruntea lor. Era ca un om, un împărat, ca nici lucru nu te știu, ca un mângăitor, lângă niște întristați. Frate și
Aceasta era atitudinea lui Iov față de Avel și față de seminii lui. Era o atitudine bună? Da. Care este atitudinea ta față de bogăție, față de Avel și față de semeni? Aceasta vrea Cuvântul lui Dumnezeu să învățăm în ziua de astăzi. Atitudini corecte pe care omul în viața de creștin trebuie să le aibă. Atitudini pe care Iov le-a avut și ne învață Cuvântul lui Dumnezeu că noi, ca și creștini, trebuie să le avem. Apoi, o altă atitudine frumoasă. Iov, capitolul 1, cu versetul 13 până la 22. Iov, față de necaz, față de sigurete și față de suferință. Iov, capitolul 1, versetul 13 până la 22. Aici Cuvântul lui Dumnezeu ne arată că Iov, într-o singură zi, a pierdut 7.000 de oi, 300 de cămile, 500 de perechi de boi, 500 de măgărițe și 10 copii. Și care a fost atitudinea lui? În versetul 22, te rog să pui, să vedem atitudinea pe care el a avut-o față de pierdere, față de necaz și față de suferință. În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc și n-a vorbit nimic necuvincios împotriva lui Dumnezeu. Acum, în capitolul 2, versetul 9, când are un discurs cu soția lui și în versetul 9 spune așa, pune-te rog 2 cu 9, nevastă ți-a zis, tu rămâi neclintit în neprihănirea ta. Bleastă-mă pe Dumnezeu și mor. În versetul 10, dar eu i-a răspuns, vorbești cu o femeie nebună? Ce primim de la Dumnezeu binele și să nu primim și răul? În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc cu buzele lui. În fața necazurilor, în fața suferințelor, în fața pierderilor, averilor, care a fost atitudinea lui Iov? Este atitudinea lui Iov, atitudinea mea, și atitudinea ta, dacă nu este, în această zi poți să înveți și poți să învăț. Aceasta este atitudinea corectă pe care eu, ca și creștin, mă învață Biblia că trebuie să o am față de pierdere, față de necazuri și față de suferință. Domnul să ne ajute la toți. Apoi, frați și surori, a cincea atitudine corectă pe care eu a avut-o a fost față de păcat. Am citit din capitolul 2, versetul 9 și 10, ce atitudine corectă a avut el atunci când nevasta lui l-a provocat și a spus, bleastă-mă pe Dumnezeu și mor. Cu toții ne amintim și știm versetul din Levitic, din capitolul 24, cu versetul 16, unde spune, dacă cineva din băștinaș sau din străin va blestema numele Domnului să fie ucis cu pietre. Iov era conștient că dacă el blestemă pe Dumnezeu, Dumnezeu îl va nimici. Însă atitudinea lui nu a fost aceasta. Apoi o atitudine corectă față de păcat, el nu a păcătuit, a fost în capitolul 31 cu versetul 1. Cu privire la ispite, când el spune acolo, am făcut legământ cu ochii mei, am făcut legământ cu ochii mei și nu mi-aș opri privirea asupra unei fecioare. Exemplu foarte frumos îl avem pe Iosif, când el a știut cum să acționeze. Mă întreb, a avut Iov o atitudine corectă față de păcat și față de ispite? Da. Care este atitudinea noastră față de păcat și față de ispite? Învățați și să învățăm cu toții de la acest om neprihănit. Și acum, frați și surori, după ce am văzut un om atât de frumos pe care trebuie să-l urmăm în atitudine atât de bune, rămâne aceeași întrebare. A trebuit Iov să se mai pocăiască? A mai fost nevoie de Iov încă să se pocăiască? Frați și surori, da. Înaintea lui Dumnezeu
nimeni nu se poate justifica cu neprihănirea Lui. Înaintea Lui Dumnezeu, nimeni nu se poate lăuda cu neprihănirea Lui. Înaintea Lui Dumnezeu, toți oamenii au să se pocăiască. Înaintea Lui Dumnezeu, toți trebuie să ne mai pocăim în fiecare zi. Haideți să vedem în această zi unde a greșit Iov și unde a păcătuit. Știți că despre neprihănitul Iov și despre acest om bun și pocăit avem 9 capitole în Iov în care el este scos în evidență și este mustrat că el trebuie să se pocăiască. Avem 9 capitole în care ne învață Cuvântul lui Dumnezeu că el a trebuit să se pocăiască. Și că el a acceptat foarte, foarte cu greu că el încă are să se pocăiască. S-a crezut atât de bun, atât de neprihănit, că în el încă nu mai intra pe pocăință. Și totuși, el a avut nevoie de pocăință. Probabil după 50-60 de ani, el încă a avut nevoie. Eu, la 43 de ani, încă mai am nevoie de pocăință. La anii pe care ai, încă mai ai nevoie de pocăință și încă multă. Eu și fiecare dintre noi. Frați și surori, haideți în această zi să ne amintim de câteva exemple, două, nu o să amintesc multe, o să trec la Luca, în capitolul în Luca, în capitolul 18, avem două pilde în care Hristos însuși ne arată că noi, ca și oameni, trebuie să ne pocăim. Și o să ținem cont de ele. Pilda Doameșului și a Fariseului. Ascultați un om care se crede neprihănit. Am mai spus o pildă, pilda aceasta pentru unii care se credeau în ei înșiși că sunt neprihăniți și disprețuiau pe ceilalți. S-a suit împreună la templu Vameșul și Fariseul. Și omul se considera neprihănit. Înaintea lui Dumnezeu, toți oamenii suntem răi și avem de ce să ne pocăim în fiecare zi. Acest om Fariseu, înaintea lui Dumnezeu, nu s-a putut justifica. Și Dumnezeu a spus, Hristos a spus, acel vameș s-a întors acasă mai câștigat decât acel om care se credea neprihănit. S-a întors acasă neprihănit pentru că Dumnezeu l-a iertat și l-a curățit în acea zi. Facem noi același lucru când venim înaintea lui Dumnezeu, să ne proștenem înaintea Domnului și să le cunoaștem, Doamne, încă și astăzi mai am nevoie de neprihănirea ta. Apoi, în versetul 18, tot așa, când l-a bogat un fruntaș, a întrebat pe Iisus, Bunul Învățător, ce trebuie să fac să moștenesc viața veșnică? Pentru ce mă nu ești bun? I-a răspuns Iisus, nimeni nu este bun decât unul singur, Dumnezeu. Știi poruncile? Toate aceste lucruri, i-a zis el, le-am păzit din tinereța mea. Când a auzit Iisus aceste vorbe, i-a zis, îți mai lipsește un lucru. Vinde tot ce ai, împarte la săraci și vei avea o comoară în cerul. Apoi vino și urmează-mă. La unul îi lipsește să se recunoască înaintea Domnului ca să primească neprihănirea. La altul îi lipsește să vândă tot ce are și să dă la săraci ca să primească viața veșnică. Mie probabil îmi lipsește altceva ca să fiu neprihănit înaintea lui Dumnezeu. Și la fiecare dintre noi așa ne lipsește câte ceva. Ca să ajungem înaintea lui Dumnezeu neprihăniți și curați. Așa că fiecare dintre noi, ca și eu, avem nevoie mare de pocăință. Haideți să vedem în această zi câteva atitudini corecte sau câțiva pași corecți pe care eu îi face în pocăință. Primul este smerenia. În Iov, în capitolul 42, Cuvântul lui Dumnezeu se pronunță și vrea să stea de vorbă cu Iov. Începe Dumnezeu să vorbească din capitolul 38 și să vadă cine poate să împunece planurile lui Dumnezeu. Însă primul pas pe care eu l-am scos din capitolul 42, din versetul 1 și 2, este, frați și surori, să recunoști atotputernicia lui Dumnezeu. El este totul.
mai presus decât orice în cer și pe pământ. El face tot ce vrea în cer și pe pământ. Nimeni nu-i poate cere socoteală lui Dumnezeu, vrea să spună cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci când noi vom recunoaște atotputernicia lui Dumnezeu în viața noastră, am început bine. Avem o atitudine corectă, ca și Iov, în pocăință. Această atitudine a știut să o aibă Iov, să recunoască atotputernicia lui Dumnezeu. Iată ce face Iov. Răspunde lui Dumnezeu prin suferință. Frați și surori, când treci prin necazuri, prin suferințe, știu eu ce de cazuri putem trece noi să ne ia apartamentul banca sau știu eu cum a pățit Iov. Toate averile într-o zi le-a pierdut. Știi să răspunzi atunci la atotputernicia lui Dumnezeu? Spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 2. Știu că tu poți face totul. Știi tu de atotputernicia lui Dumnezeu? Căci totul este controlat de El când treci prin necazuri și prin suferință. Iov a înțeles lucrul acesta. Tare bine ar fi și noi în pocăința noastră să înțelegem atotputernicia lui Dumnezeu și să răspundem lui Dumnezeu atunci când El ne trece prin suferință. Apoi, știu, în versetul 2, știu că nimic nu poate sta împotriva gândurilor tale. Toate problemele noastre, toate necazurile noastre, toate suferințele noastre, frați și surori, sunt gândul lui Dumnezeu. Înainte de a intra cu o suferință, înainte de a intra în necaz, înainte de a intra în probleme, a fost gândul lui Dumnezeu. Oare ne dăm noi seama cu adevărat de fiecare dată când trecem prin suferință? Că este prima dată privit pe Dumnezeu cu adevărat suferința mea și necazul meu? A doua atitudine corectă sau a doilea pas pe care noi trebuie să-l facem în pocăință, frați și surori, pe care Iov a făcut-o, este în versetul 3, spune așa. Cine este acela care are nebunia să mântunece planurile? Spune cuvântul lui Dumnezeu. Știm noi în necazuri și în suferință că este planul lui Dumnezeu cu privire la noi, să trecem pe acolo, prin Valea Plângerii, prin suferință? Sau nu știm lucrul acesta? Și iar ne punem întrebarea ca și noi, Doamne, de ce trebuie să trec eu pe acolo? Și uităm că acesta este planul lui Dumnezeu cu privire la noi, ca să ne pocăim mai mult, să fim mai neprihăniți, să ne apropiem de Dumnezeu în fiecare zi mai mult. Acesta este planul lui Dumnezeu, ca să ne apropiem mai mult de El. În versetul 3 spune în continuare, dar am vorbit fără să înțeleg. De multe ori, frați și surori, în suferință, noi vorbim fără să înțelegem. A făcut-o Iov și o facem și noi fiecare. Și de multe ori, acest neînțeles poate să facă din neînțelesul acela o minune pe care și-o propune Dumnezeu să o facă atunci când noi ne pocăim. Haideți să luăm un exemplu pe Iosif. Nu a fost un necaz mare și o tragedie pentru el și pentru familie și pentru tatăl său că Iosif a fost luat și vândut la egipteni? Ba da. Dar a fost o minune aceea că Dumnezeu, din tragedia aceea, din vânzarea aceea, că Iosif a fost vândut, a făcut Dumnezeu o minune ca a scăpat toată familia de foamete? A fost aceea o minune, frate și surori? Eu cred că da. De multe ori, noi nu înțelegem planul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu poate să face pe minune, exact așa cum spune, de minuni care sunt mai pe sus de mine, pe care eu nu le pricep. Dumnezeu, prin suferință, prin necazul, poate să facă minune. Și știți care ar fi cea mai mare și care va fi cea mai mare minune pe care Dumnezeu o face cu noi? Să ne pocăim. Să ajungem în împărăția lui Dumnezeu. Prin suferință, prin necazuri. Fie dar
Dar Dumnezeu, trecându-ne prin suferință și prin necazuri, să primim închirea sufletului nostru. Și aceasta va fi o minune mare. A treia atitudine corectă în pocăință, sau al treilea pas pe care noi trebuie să facem în pocăință, frați și surori, este ascultarea. Iov a avut o atitudine corectă în pocăință. A ascultat glasul lui Dumnezeu. A ascultat atunci când Dumnezeu i-a propus, când Dumnezeu i-a vorbit, când Dumnezeu a strigat către el să se pocăiască. Iov a știut să aibă o atitudine corectă. Când Dumnezeu i-a vorbit prin necaz și prin suferință, Iov s-a pocăit. Ce faci tu și ce fac eu atunci când trec prin necaz? Mă pocăiesc, mă apropii de Dumnezeu sau mă îndepărtez mai mult? Oamenii din lume se îndepărtează, înjură, bleastă-mă pe Dumnezeu. Dar noi, dar eu, care este atitudinea mea? Dacă mă pocăiesc și te pocăiești, ai câștigat prin suferință și prin necaz. Fie dacă Dumnezeu să lucreze în fiecare inimă din ziua aceasta, prin suferință, prin necazuri, să știm să ne apropiem de Dumnezeu mai mult. Spune cuvântul lui Dumnezeu, urechea mea a auzit de tine, dar până atunci, în suferință, nu te-am cunoscut. Nu te-am văzut așa bine cum vede acum ochiul meu. Ochiul meu acum te vede. Ce auzi și ce vezi tu prin necazurile, prin suferințele prin care treci? Auzi tu șoapta lui Dumnezeu? Auzi tu șoapta lui Dumnezeu ca și Ilie? Aud eu glasul lui Dumnezeu ca și eu prin necazuri și prin suferință? Sau aud prin necazuri și prin suferință și văd altceva decât vrea Dumnezeu? Dumnezeu vrea să vedem planul lui și să ascultăm de el. Domnul să ne ajute la fiecare dintre noi. A patra atitudine sau al patrulea pas corect pe care eu l-a avut în pocăință și l-a făcut în pocăință, frați și surori, a fost o pocăință sinceră. O pocăință sinceră pe care o găsim și la cetatea Ninive. Atunci când Dumnezeu i-a vorbit la cetatea Ninive, atunci când Dumnezeu i-a vorbit lui Iov, a știut să se pocăiască sincer. Atunci când Dumnezeu îți vorbește ție, prin necazuri, prin strâmtorări, prin încercări, prin suferință, ce facem noi? Ne pocăim cu adevărat sau ne încăpățânăm ca și poporul Israel de multe ori? Frați și surori, cuvântul lui Dumnezeu la sfârșit de ani este pentru noi să ne pocăim de fiecare dată când ne vorbește Dumnezeu prin necazuri. O facem noi? Și dacă noi ne vom pocăi așa cum s-a pocăit el în sac și în cenușă, în țărână și cenușă, spune cuvântul lui Dumnezeu, în versetul 6, atunci, frați și surori, vom avea biruință, vom fi neprihăniți cu adevărat și vom fi și mântuiți de Dumnezeu. Dumnezeu aceasta vrea, să avem atitudini corecte în viața noastră de creștini până la sfârșitul vieții, inclusiv în pocăință, să avem pași corecți pe care se facem ca să putem deveni copii al lui Dumnezeu, ca și eu. Și apoi, frați și surori, de seară, sigur, vom auzi despre ceea ce face Dumnezeu, despre ceea ce ne ridică și cum ne reabilitează Dumnezeu. Dumnezeu poate să reabiliteze și o face cu fiecare om atunci când el se pocăiește, ca și eu. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.